De liceu a ajuns la spital după ce a fost bătută de o colegă. Fata abia ieșise de la ore când s-a trezit atacată. A fost lovită așa de rău că i-a spart nasul. Un apel la 112 a alertat poliția, care a ajuns imediat la fața locului. Iuliana Gâtej a urmărit subiectul. Iuliana, bună seara! De la ce a pornit acest conflict? Bun găsit tuturor! Un băiat ar fi fost mărul discordiei, cel puțin așa spun inspectorii școlari, însă cercetările lor continuă. Polițiștii au descoperit deocamdată că eleva are antecedente. Ea a fost mutată disciplinar aici, de la un alt liceu, și iată că nu s-a cumințit. Polițiștii mai caută și o a doua elevă care ar fi ajutat-o pe eleva bătăușă să-și regleze conturile, însă dacă ele vor fi descoperite vinovate după terminarea anchetei, riscă să primească nota 2 la purtare sau să fie matriculate. Cât despre eleva bătută, ea a fost diagnosticată de medici cu un traumatism craniofacial și urmează să se întoarcă la școală zilele viitoare. Iuliana, mulțumesc.